Orzile vocale se află în A laringe B faringe C trahee Răspuns corect laringe În ce țară a fost produs automobilul Trabant A România B Germania C Franța Răspuns corect Germania Te rog să dai un like în ce țară a fost inventată periuța de dinți? A. Japonia B. Egipt C. China Răspuns corect, China Ce denumire are frica de păianjeni? A. Claustrofobie B. Arachnofobie C. Cinofobie Răspuns corect, arachnofobie Cine este autorul romanului Viața pe un peron? A. Mihail Drumeș B. Octavian Paller C. Mircea Eliade Răspuns corect, Octavian Paller Cine a interpretat rolul lui Angel Șaptecai din filmul Haiducii lui cai? A. Toma Caragiu B. Florin Piersic C. Ștefan Bănică Răspuns corect, Florin Piersic care este lungimea râului Ro, cel mai scurt râu din lume? A134 de metri, B75 de metri, C61 de metri. Răspuns corect: 61 de metri. La ce sport a fost Gabriela Sabo campioană mondială? A. canotaj, B. înot, în C. atletism. Răspuns corect: atletism. Pe ce dată este sărbătorită Ziua Europei? A7 martie, B22 aprilie, C9 mai? Răspuns corect: 9 mai. Varianta corectă este A biscuite, B biscuit. Răspuns corect: biscuit. Fructul din imagine se numește A fructul șarpelui, B fructul dragonului ce mangostan? Răspuns corect, fructul șarpelui. În ce oraș se află moscheia albastră? A. Istanbul, B. Cairo, C. Aman. Răspuns corect, Istanbul. Nu uita să te abonezi! Cataracta este o boală care afectează A. Ochii, B. Urechile, C. Pielea. Răspuns corect, ok. Ce denumire mai are ura față de străini? A. hemofobie, B. acrofobie, C. xenofobie. Răspuns corect, xenofobie. Ce lungime are Marele zid chinezesc? A. 13.520 de kilometri, B. 21.196 de kilometri. C 5700 de kilometri. Răspuns corect, 21196 de kilometri. Pe ce continent se află Mauritania? A. Asia, B. Europa, C. Africa. Răspuns corect, Africa. Cine a inventat telefonul mobil? A. Alexander Graham Bell, B. Martin Cooper. Ce Antonio Meucci. Răspuns corect, Martin Cooper. Care este cea mai lungă cale ferată din lume? A. Panamericana, B. Transiberianul, C. Calea ferată Panama. Răspuns corect, Transiberianul. Te rog să dai un like. Care este capitala Bulgariei? A Zagreb, B Budapesta, C Sofia. Răspuns corect, Sofia. Care este forma corectă? A chibrite, B chibrituri. Răspuns corect, chibrituri. Ce țară folosește moneda leva? A Ungaria, B Bulgaria, C Albania. Răspuns corect, Bulgaria. De ce țară aparține insula Sakhalin? A. România B. Rusia C. Ucraina Răspuns corect, România Cum se numește copacul care face ghinde? A. Stejar B. Brad C. Fag Răspuns corect, Stejar Cine a scris cartea 10 Mititei? A. Mihail Bulgakov, B. Agata Cristi, C. Jules Verne. Răspuns corect: Agata Cristi. Cum se mai numește tabelul periodic al elementelor? Tabelul lui A. Berzelius, B. Newton, C. Mendeleev. Răspuns corect: Mendeleev. Câte zile consecutive conține o decadă? A 10, B 20, C 5. Răspuns corect, 10 zile. Ce denumire au mușchii pieptului? A trapez, B Pectoral C intercostali. Răspuns corect, pectorali. Cuvântul caval denumește: A un instrument muzical, B un fruct, C un animal. Răspuns corect, un instrument muzical. În ce țară se află vulcanul Vezuviu? A. Italia, B. Grecia, C. Islanda. Răspuns corect, Italia. Ce continent era numit în trecut continentul întunecat? A. Asia, B. America de Nord, C. Africa. Răspuns corect Africa. Cum se numesc fluturii care trăiesc doar câteva ore? A. monarh, B. efemeride, C. moli. Răspuns corect: efemeride. Care este sinonimul cuvântului veac? A. deceniu, B. secol, C. mileniu. Răspuns corect: secol. Care mare a avut în trecut numele de Marea de Asfalt? A. Marea Roșie B. Marea Moartă C. Marea Ionică Răspuns corect, Marea Moartă Cine a fost întâiul prim-ministru al României? A. Mihail Cogălnicianu B. Ion Ghica C. Barbu Catargiu Răspuns corect, Barbu Catargiu Potrivit Constituției, cine desemnează prim-ministrul în România? A. Președintele țării, B. Senatul, C. Camera deputaților. Răspuns corect, președintele țării. Nu uita să te abonezi! În ce munți se află Cascada șapte izvoare? A. Bucegi, B. Făgăraș, C. Rodnei. Răspuns corect, Bucegi. În ce țară s-a născut celebrul fotbalist Diego Armando Maradona? A. Brazilia, B. Argentina, C. Spania? Răspuns corect: Argentina. Ce este o cazma? A. greblă, B. hârleț, C. furcă. Răspuns corect: hârleț. Câte minute are pauza unui meci de fotbal? A 15 minute, B 20 de minute, C 30 de minute. Răspuns corect 15 minute. Ce lungime are Transfăgărășanul? A 73 de kilometri, B 130 de kilometri, C 151 de kilometri. Răspuns corect 151 de kilometri. Ce denumire mai are scrierea frumoasă? A. distrofie, B. caligrafie, C. monografie. Răspuns corect: caligrafie. Cine este autorul romanului Numele trandafirului? A. Umberto Eco, B. Stendhal, C. Albert Camus. Răspuns corect: Umberto Eco. Care este cel mai lent animal din lume? A. Coala B. Panda roșu C. Leneșul Răspuns corect, leneșul Care este singura pasăre care poate zbura înapoi? A. Rândunica B. Colibri C. Bufnița Răspuns corect, colibri Iardul este o unitate de măsură pentru a. Distanță B. Greutate C. Volum Răspuns corect, distanță În ce județ se află Salina Turda? A. Județul Cluj B. Județul Bihor C. Județul Hunedoara Răspuns corect, județul Cluj ce fluviu a format prin eroziune Marele Canion din Arizona, Statele Unite ale Americii? A. Colorado, B. Chicago, C. Kalamazoo. Răspuns corect, Colorado. Ce este o catapultă? A. o mașină de război, B. un clopot, C. o unitate de măsură. Răspuns corect, o mașină de război. Te rog să dai un like și să te abonezi la acest canal dacă îți place conținutul. É curando!